Meciul zilei Unibet vine din Premier League. Prieteni, West Ham joacă cu Tottenham. Iată, vineri seara. O programare mai puțin obișnuită, Savin. Da, și mai ciudat este faptul că Tottenham joacă vineri seara, iar Chelsea, știu, principala contracandidată la titlul al lui Tottenham, sau invers, de fapt, sunt puse lucrurile, joacă abia luni, deci o rundă de Premier League. Cred că asta... Corect, dar cred că asta arată încă o dată faptul că Chelsea este deja campioană, pentru că sunt patru puncte diferență, iar Chelsea are un traseu destul de facil. Mi-e greu să cred că va pierde puncte. Oricum, acest West Ham-Tottenham rămâne un meci interesant, în primul rând datorită lui West Ham, care traversează o perioadă absolut fabuloasă, 9 victorii la rând în campionat și iată și cotele, doar 1.42, logic aș spune, pentru doi solist, egalul are o cotă de 5.10 și victoria formației gazdă o cotă de 8.10. Ce vești ai, Sabine? Sunt jucători absenți în tabăra oaspeților? Da, ar fi ceva jucători absenți, la Mela, Danny Rose, care nu poate juca, dar nu sunt absente. Piesele importante sunt acolo. Da, cert de faptul că banca de rezervă a lui Tottenham este suficient de solidă pentru a rezolva și aceste absențe. Mai degrabă la gaze ar fi ceva probleme, o bolă, o Young, Andy Carroll este incert, dar am citit că ar fi recuperat până la ora meciului. Diafrata Co, de asemenea, pe lista incerților, dar cu șanse de a fi recuperat. În sfârșit, o partidă, eu cred că va fi un derby tipic londonez, West Ham la capătul unui sezon destul de slab, își dorește să pună bețe în roate oricărei echipe, poate Tottenham, mai ales că este și rivală din Londra. Și West Ham se remarcă însă bine până la urmă că traversează o perioadă în termenii ei destul de bună, da. Să spunem așa, 3 egaluri, o victorie amărâtă și aia. Fanii așteptau altceva, mai ales că sezonul trecut a fost cât pe ce să... Bine, cât pe ce însemnând cu vreo 5-6 etape înainte de final, visul s-a terminat să intre pe statace un loc de Liga Campionilor. Practic cu același lot, chiar cu ceva îmbunătățiri aduse în vară echipei, West Ham nu a mai reușit mare lucru. Noi am mai extras câteva variante de pariere, peste 11,5 conele în meci, o cotă de 2,60. Kane marchează și scor 1-2, Kane este la 3... goluri de liderul clasamentului golgeterilor din Anglia. Cota 15 pentru acest pariu, Kane marchează și scor corect 1-2 și sub 2,5 cartonașe Tottenham este un pariu care îmi place foarte mult. În general nu se dau cartonașe în Anglia, iar echipele mari de calibrul lui Tottenham le încasează foarte greu. Mai mult West Ham ar fi în pericol să ia cartonașe, pentru că e echipa mai bună, echipa mai rudimentară, mai slabă, pardon, echipa mai rudimentară și Sabina aș remarca un lucru, dacă am făcut eu bine calculul, cred că Tottenham, dacă va scoate cel puțin un egal în această partidă, se își va asigura matematic locul 2. Da, așa este, dar dacă se va impune, s-ar apropia la un punct de Chelsea și deși Chelsea are până la capătul acestei stagiuni un program ceva mai lejer decât Tottenham sau mult mai lejer decât al lui Tottenham și are șanse să marce această campioană, ar fi interesant. Bine, Chelsea joacă luni, are o partidă ușoară contra unei retrogradate, dar cel puțin în weekendul acesta ar fi așa euforie în tabăra lui Tottenham. Varianta noastră este peste 1,5 conele meci, o cotă de 1,45, se poate încerca și pariul peste 9,5, cred eu. Tottenham a beneficiat în medie de 7,38 conele pe meci, evident și echipele adverse au avut 2, 3, 4 conele pe meci. Se joacă la West Ham. West Ham nu este o echipă care are foarte multe conele în meciurile de acasă, dar e final de sezon, în sfârșit, vor dori. Și Tottenham este o echipă care, prin definiție, în acest sezon atacă. Și să remarcăm și scăderile mari de cote pe doi solist, de undeva de pe la 1.65 a scăzut iată la 1.42. Bun, cam atât despre această partidă. Mergem mai departe și discutăm despre o altă întâlnire interesantă, Sevilla-Real Sociedad.